cu am emoții. Ana Vise, cum s-a sărutat cu, își dorește încă un sărut cu ea. Veniți, veniți, veniți să aflați. Mă grăbesc la spectacol, la concert. Începe concertul cu Mihai. Haideți. Vii la spectacol cu Mihai Trestariu. Aici, Mihai Trestariu, nu l-ați văzut? Pe scenă, pe scenă, ce parte? Pe aici, pe aici. Am la bucătărie, de ce oare nu știu? Ce să caute Mihai Trestariu la bucătărie, culmea? El cântă, nu pregătește mâncare. Salut, Mihai! Da, domnișoară? Desigur, vă las foarte... ați observat, Mihai face poze, eu nu fac. Faceți o poză cu Mihai. Mihai, bine ai venit. Eu am auzit că tu prezinți o nouă emisiune. Sau e o emisiune... Nu, Mihai. Eu încerc să prezint o nouă emisiune. E total diferit de a prezenta, înțelegi? Da, dar ce faci tu exact? Eu am venit să văd un program de al tău. Spune-mi... ce crezi tu că a avut mai mare succes? Zărzărică, Zărzărea sau Tornero? În seara asta, la terasă. Tornera asta. Tornero? Cu siguranță. Am văzut foarte multe persoane, foarte mulți domni de vârsta a treia care au apreciat mai mult Zărzărică, Zărzărea decât Tornero. Crezi că nu e publicul potrivit sau locul potrivit pentru Tornero aici? Cred că domnii sunt de generația Zărzărică. Corect. Și tineretul e generația Tornero. Și atunci... Dar eu cred că tu mă minți, știi? În direct. Nu te mint. Dacă ne uităm, uite-te numai puțin în stânga, în dreapta. Vedem ce bine, în afară de aceste domnișoare frumoase, fiecare cu zărzărica lui la cap. Zărzărica lui. Mai ales că zărzărica mea, Sabrina, nu este aici. M-a lăsat singur să prezint această frumoasă zărzărica emisiune cu tine. Zărzărica, unde umbli? Zărzărica... Mută-ți clipul. E la bacalaureat, Sabrina. Bun. Exact. Batem palma. Batem palma, ne vedem. Aceasta a fost o zi din viața unei vedete, a două vedete pe litoral fără Sabrina. Sabrina, vino mai repede!